Lui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Că întotdeauna, în seara aceasta, ora de cateheză, începem invocându-L pe Duhul Sfânt, cu lumina sa, cu darurile sale, ca să participăm cu folos la această cateheză și de asemenea să ne ajute Duhul Sfânt să punem în practică ceea ce ne învață prin biserica sa. Credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Iubiți credincioși, prezenți acum în Catedrala Romano-Catolică Sfânta Maria Regina din Iași, și iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi prin intermediul televiziunii, radioului și internetului. Este ora de cateheză. Continuăm catehezele propuse aici, la Catedra Episcopului din Iași, pe tema Sfintei Liturghii, în special, dar și a celorlalte celebrări liturgice, cu probleme practice legate de Sfintele Celebrări, pentru ca, așa cum v-am spus întotdeauna, participarea noastră la celebrările sfinte să fie totdeauna cu demnitate, dar și cu mare folos sufletesc pentru viața noastră de credință. Am văzut împreună în catehezele anterioare gesturile liturgice și le-am explicat, reamintesc, impunerea mâinilor, semnul Sfintei Cruci, apoi îngenunchierea cu un singur genunchi, baterea pieptului, semnul păcii și gesturile de oferire. Acestea sunt gesturi liturgice pe care le folosim în celebrările noastre sfinte. Și am început ultima dată să vă vorbesc despre simboluri, simboluri liturgice. E vorba de elemente naturale pe care Biserica le folosește în celebrările ei, dar cu simbolismul lor, cu semnificația lor simbolică. Și am văzut doar tămâia. Mergem mai departe astăzi. Un alt simbol liturgic este lumina.
Lumina are numeroase semnificații simbolice. Lumina simbolizează viața, darul cel mai prețios pe care Dumnezeu ni l-a făcut nouă oamenilor. Lumina simbolizează chiar pe Dumnezeu însuși. În Psalmul 27 ne exprimăm așa: Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este lumina. Lumina apoi este semn de onoare și semn de cinstire a lui Dumnezeu și nu numai de onoare și de cinstire a persoanelor sau de cinstire a unor lucruri, icoane, statui și așa mai departe, binecuvântate. Lumina îl simbolizează pe Hristos. El care a spus: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. De aici importanța mare pe care noi o dăm simbolului luminii, adică lui Hristos, în noaptea de Paști, lumânării pascale. Vedeți, acum nu mai este aici în prezbiter, pentru că a trecut timpul pascal. Lumânarea pascală se aprinde de la focul binecuvântat și stă mereu în centrul atenției noastre în timpul pascal, amintindu-ne, simbolizându-L pe Hristos, Cel care a învins întunericul, a învins moartea, a înviat glorios și măreț pentru a nu mai muri vreodată. Dar lumina îl simbolizează și pe creștin sau pe noi creștinii toți. Că așa ne-a spus Iisus: voi sunteți lumina lumii. Și tot Iisus spune: așa să lumineze lumina voastră, adică în așa fel să fiți voi lumină pentru cei din jurul vostru, încât ei, văzând faptele voastre bune, să-L preamărească pe Tatăl vostru din ceruri. De aceea lumina, lumânarea, cum spune Iisus, se pune în sfeșnic, vedeți cum e pe altar. Nu aprindem o lumină și punem o oală de lut în cap. Deci o mai aprindem atunci. Așa suntem chemați să fim noi, ca niște lumini aprinse în mijlocul oamenilor, pentru a-i conduce la lumina cu majusculă, care este Hristos. Lumina este folosită și pentru a ține departe puterile ascunse ale întunericului, ale satanei, ale diavolului. Pentru că știm, diavolul iubește întunericul. Diavolul pescuiește cel mai bine sufletele în întuneric. Și triumfă atunci când reușește să-i adune, mai ales generația tânără, pe întuneric, noaptea, la discoteci, numai niște lumini, așa, să văd, la pe întuneric. Ocazie de foarte multe păcate. Nu înseamnă că orice discotecă este păcată, dar e ocazie foarte mare de a cădea în plasa diavolului, care iubește întunericul. Biserica iubește lumina. La Sfânta Liturghie, totdeauna sunt aprinse lumânări pe altar. Se aprind lumânări mai multe ca să lumineze frumos altarul și ca semn în același timp de sărbătoare. Sfânta Liturghie este o adevărată sărbătoare. Pentru noi creștini, atunci când ne adunăm, să luăm parte la ea. Și se pun două lumânări, cum vedeți acum pe altarul nostru, pot fi puse patru,
pot fi puse 6, iar atunci când celebrează și episcopul normele liturgice, prevăd ca să se mai pună încă una în plus. Adică numărul lor când celebrează episcopul trebuie să fie fără soț. Dacă sunt 2, când celebrează episcopul, așa ar trebui, că așa cer normele și o să urmăresc de acum dacă se respectă această normă. Poate e lipsită de importanță, dar nu-i prevăzut degeaba în cartea de norme ale bisericii în celebrările sfinte. Deci dacă sunt 2 și celebrează episcopul, trebuie să fie 3. Dacă sunt 4, trebuie să fie 5. Dacă sunt 6, trebuie să fie 7. Sigur, nu înseamnă că nu-i valabilă Sfânta Liturghie dacă nu se respectă aceste norme. Mulți zic că e de puțină importanță. Au și ele rolul lor și rostul lor. La Sfânta Liturghie așadar se aprind lumânări. Lumina creează întotdeauna atmosferă de sărbătoare și atmosferă de bucurie. Vedeți dumneavoastră la Paști, la Crăciun, la Rusalii, când s-aprind toate luminile sau baie de lumini, sau pe plan civil, la Revelion. Ce minunăție! Toată lumea se bucură. Lumina, simbol de bucurie, de sărbătoare. Luminile aprinse însoțesc procesiunile întotdeauna. Sunt puse în dreptul icoanelor, fie că e vorba de lumini electrice, pentru că înainte nu era lumina electrică, fie că e vorba de lumânări, lumini naturale, însoțesc procesiunile, sunt puse în dreptul icoanelor, statuilor, însoțesc crucea procesională când se face liturghie solemnă. De asemenea, se folosesc la celelalte sacramente, și la botez, și la prima împărtășanie, și la mir, cândva se folosea și când mergea omul la spovadă, lumânarea aprinsă, are simbolismul ei, lumânarea aprinsă, nu stinsă. La ungerea bolnavilor, la căsătorie, ați văzut ce lumânări groase, încă unii aduc de alea de 1,5 metri. Dar nu contează dimensiunea lor, faptul e că în celebrările liturgice se folosesc lumânările aprinse. La fel la Sfânta Preoție, la mormântări, nu mai spun, la cimitir, pe morminte. De câte ori mă spune, unde am fost la cimitir și am pus o floare și am aprins o lumânare pentru tata, pentru mama, pentru prietenul sau prietena și așa mai departe. Și dacă ne gândim bine, vedem că viața creștinului, de la leagăn și până la mormânt și încă după, este însoțită de lumânarea aprinsă, cu simbolul ei, lumina. Și v-am spus care este simbolul luminii. Simbolul vieții, simbolul credinței aprinsă în sufletul nostru, dar și simbolul nemuririi sufletului. Vedeți câte simbolisme are lumina, lumina aprinsă a lumânărilor și așa mai departe. Nimic mai trist decât să vezi un creștin cu lumânarea aprinsă, unii iau câte un smog de lumânări, la 2 februarie, de exemplu, când are loc sfințirea lumânărilor, și nimic mai trist spun decât să vezi un creștin cu smogul de lumânări aprins, mai să ia foc, dar în interiorul lui să fie întuneric, pentru că trăiește în stare de păcat de moarte. De aceea lumânarea aprinsă în mână, să fie mereu un imbold pentru noi toți, să avem grijă ca ea să simbolizeze cu adevărat credința vie și aprinsă din sufletul nostru, să fie cu adevărat un simbol al nemuririi sufletului nostru. Și un cuvânt tot la lumină aici despre așa numita lampa veșnică. Acum sunt luminile cam puternice acolo la altar, dar vedeți că sunt 2 luminițe.
s-au pus pentru simetrie, dar obligatoriu într-o biserică romano-catolică unde se păstrează Iisus în tabernacul, trebuie să fie lampa veșnică. Și ar fi de dorit ca lampa veșnică să fie naturală. Noi profităm de faptul că avem lumină electrică și mai comod, dar ar fi mai frumos și necesită mai multă grijă ca să păstrezi mereu lumina aprinsă, candela din uleiul din candelă și așa mai departe. Dar vreau să spun că această luminiță, când intrați într-o biserică catolică și dacă vedeți la altar că este această lampă veșnică, să știți că în tabernacolul acelei biserici se află Sfânta Eucaristie. Și de aceea, în fața Eucaristiei, când intrăm în biserică, trebuie să îngenunchem cu un singur genunchi. V-am explicat ce înseamnă. Dacă nu este lampă veșnică, atât preotul cât și orice creștin intră într-o biserică sau începe Sfânta Liturghie, preotul face numai inclinație profundă în fața altarului de jertfă, dar nu îngenunchează, pentru că nu este Iisus prezent în Eucaristie, în tabernacul. E bine să știți acest amănunt cu privire la lampa veșnică și să explicați și altora care nu știu. De câte ori nu vedem copiii, spun, mămică, dar de ce lumina ce a prins acolo mereu? Hai, avem datoria să le explicăm copiilor, să știe de mici. Vedeți, lucruri care ar părea de nicio importanță, dar au importanța lor și e bine să le cunoaștem. Aduc aminte și acum se practică de când au fost aduse moaștele fericitului Ieremia la Onești. Și acolo custodele sanctuarului are grijă și așa organizat și frumos din partea lui ca fiecare parohie din jurul Oneștiului și nu numai, chiar și din alte părți, să procure ulei pentru candela care este aprinsă la racla unde este păstrat, sunt păstrate relicvele fericitului Ieremia. Și lucrul acesta se face în cadrul unei celebrări deosebite, parohul din parohia respectivă, însoțit de credincioși, vin și în cadrul unei ceremonii oferă acest ulei și aprinde pentru moment atunci, dar rămâne ca rezervă, tot timpul anului arde această lumină. Un gest frumos, lăudabil. Deci vedeți lumina, să mai vedem și alte simboluri liturgice. Apa. Apa are și ea multiple semnificații simbolice. Simbolizează, ca și lumina, viața. Unde este apă, este viață. Unde nu-i apă, vedeți, în pustiu, Sahara. Nu este apă, nu este nici viață. Este pustiu. Viața, apa, îl simbolizează ca și lumina pe Hristos. Iisus Hristos care a spus că, că este apa cea vie, aducătoare de mântuire, din care dacă bea cineva, nu va înseta niciodată. Aceste cuvinte le-a spus Iisus la fântâna lui Iacob, în discuția pe care a purtat-o cu samariteana care a venit să scoată apă. Și Iisus vine, deși nu era, era evreu, iudeu, ea era samaritană. Între samaritan și iudei era mereu conflict și nu se pomenea în mentalitatea vremii ca un bărbat să ceară de la o femeie să-i dea să bea. Invers, da. Și de aceea rămâne surprinsă femeia. Cum tu, iudeu, bărbat, încerc mie să-ți dau apă? Și de aici începe o discuție, o convorbire extraordinar de frumoasă între Iisus
și samariteană, în care Iisus scoate în evidență că El este apa cea vie. Cine bea din apa pe care El o oferă, nu va înseta niciodată. Deci vedeți simbolismul apei. Și mai mult, simbolizează apa purificarea interioară. Și o să vă explic îndată. Apoi simbolizează, curios, și moartea. Să ne amintim de potop. Deci, când apa este în exces, în cazul potopului, a cauzat moartea, în afară de Noe și cei care au intrat în arcă. Sau, când poporul ales a ieșit din robia Egiptului, unde stătuse peste 700 de ani, faraonul le-a dat voie să plece în cele din urmă după plăgile care s-au năpustit asupra egiptenilor. Când au ajuns la Marea Roșie, la porunca Domnului, Moise a lovit apele cu bastonul. Și apele s-au desfăcut în două. Poporul ales a trecut ca pe uscat, dar faraonul între timp s-a răzgândit. Ce ne facem? Am dat drumul la oamenii ăștia. Cine ne mai muncește? Și s-au dus după ei. Și spune textul sacru, Exodul, a intrat faraon cu toată oștirea și atunci apele au revenit la loc și i-au ucis. Deci, vedeți, apa poate simboliza și moartea. La Sfânta Liturghie se folosește apa. Este folosită la unele sărbători, duminica, pentru a stropi poporul la începutul Sfintei Liturghii. Mai întâi este binecuvântată și apoi preotul merge și stropește poporul în sens de purificare, de curățire interioară. Și tot în cadrul Sfintei Liturghii apa mai este folosită de mai multe ori și anume este folosită, dacă ați urmărit cu atenție, la ofertor, după prezentarea darurilor, la un moment dat preotul pune puțină, o picătură, două sau trei picături, în vinul din potir, care va deveni în timpul liturghiei sângele Domnului, și spune aceste cuvinte: prin misterul acestei ape și a vinului, să ne facem părtași de dumnezeirea aceluia care s-a făcut părtaș de firea noastră omenească. De ce pune preotul acele picături de apă în vinul din potir, înainte de consacrare? Pentru a arăta, pe de o parte, că în Iisus Hristos sunt două naturi, natura divină și natura umană, dar aceeași persoană dumnezeiască, a doua, Fiul. Dar mai are și o semnificație aceasta, aceste picături de apă puse în vin. Ne reprezintă pe noi, care participăm la Sfânta Liturghie și care, împărtășindu-ne mai apoi din sângele Domnului, vinul în care s-au pus picăturile de apă, să simbolizeze că noi ne contopim în Hristos. Vrem să devenim una în El, să formăm o inimă și un suflet în jurul Său. Vedeți? Un lucru mărunt. Dar dacă îl știm, este foarte important pentru noi când participăm la Sfânta Liturghie. Apoi, tot cu sens de purificare, tot în cadrul ofertorului, preotul se spală simbolic pe mână. Ministrantul îi toarnă apă, se spală și spune preotul: spală-mă, Doamne, de vinovăția mea și curăță-mă de păcatul meu. De sens de purificare. Preotul, înainte de toate, el va lua în mâinile sale pâinea și vinul care vor deveni trupul și sângele lui Iisus și mâinile sale, inima sa, ființa sa, trebuie să fie purificate de rău, de păcat. Și noi preoții știm acest lucru, sau cei care nu dau importanță acestui gest și mă urmăresc acum în cateheză, îi îndemn să aibă grijă.
Toate au importanță, toate mișcările din timpul Sfintei Liturghii. Apa este folosită în principal la administrarea tainei botezului. Nu putem celebra botez cu altceva decât cu apă. Dacă cineva celebrează botezul cu altceva decât apă, botezul nu este valid. Așa a urânduit Iisus Hristos. Și apa aceasta, mulți întreabă ce fel de apă trebuie să fie sfințită, dacă e un caz grav de moarte, un copil moare sau cineva moare și nu-i botezat. Cum îl botez dacă n-am apă la îndemână, apă sfințită? Nu se cere să fie apă sfințită pentru botez în cazurile de urgență, numai să fie apă. Nu se spune acolo nici dacă să fie curată ca lacrima sau murdară. O putem lua în caz de urgență și de la chiuvetă, o putem lua chiar din șans dacă a plouat și nu avem nicăieri în altă parte, pentru a salva un suflet administrându-i taina botezului în caz de moarte. Dar să fie apă, pentru că are simbolismul ei. La botez nouă ne este șters păcatul strămoșesc și toate păcatele făcute până în momentul botezului, în cazul botezării unei persoane adulte. Și așa cum folosim apa ca să ne spălăm pe mâini când ne-am murdărit, o haină dacă am murdărit-o, folosim apa, la fel, vedeți simbolismul, pe plan spiritual, la botez, ea simbolizează curăția inimii celui care este botezat. În cazul copilului, numai păcatul strămoșesc, dar și acesta este un păcat foarte grav dacă ne gândim la consecințele lui pentru întreg neamul omenesc. Și chiar dacă copilul nu-i păcat personal, este un păcat dobândit, moștenit, tristă moștenire, dar moștenire. Și știm noi cum este vorba cum reacționează omul când e vorba de o moștenire de la tata, de la mamă. Uneori se ajunge, eu am întâlnit cazuri, de la un lucru de rămâi trăsnit, de la un ceaun spart sau de la o tigaie, să se ajungă la niște certuri, toată frumusețea. Nu, că e a mea, e moștenire de la mama, de la tata. Vedeți cum ține omul la moștenire? Aici, în cazul păcatului strămoșesc, este o moștenire tristă. Păcatul strămoșesc. De atât Dumnezeu, în bunătatea Lui, îl iartă, îl șterge din sufletul nostru gratis, dar folosindu-ne în administrarea botezului de apă, ca noi să înțelegem în extern ce se întâmplă tainic și lăuntric în sufletul celui botezat. Adică este spălat de toată răutatea păcatului și devine o făptură curată, nouă, simbolizată tot la botez, dacă am amintit de ea, de pânza albă sau hăinuța albă. Asta e simbolismul ei. Și preotul o cere după ce a botezat copilul și o așează pe copil și în câteva cuvinte explică simbolismul ei. Revin la apă. Apa o folosește biserica la numeroase ablațiuni, adică spălări. O folosea în vechime, acum mai puțin aceste ablațiuni sau spălări. Era chiar înainte o fântână în fața bisericii, de la începuturile bisericii, o fântână în fața bisericii pentru spălarea mâinilor tuturor credincioșilor care veneau la Sfânta Liturghie, în semn de purificare, nu numai de igienă, că e frumos să fii spălat, că noi venim la Sfânta Liturghie, la masa Domnului, și când mergem la masă ne spălăm pe mâini. Omul civilizat așa face. Uite, pandemia aceasta ne-a mai tras atenția un pic cu toate exagerările acestea de spălare pe mâini. Dar era în curtea bisericii o fântână făcută special pentru credincioșii care veneau la biserică, se spălau pe mâini și apoi intrau în biserică pentru Sfânta Liturghie. Ei, locul acelei fântâni, la un moment dat, a fost luat de baptisteriu
acum este redus la minimum. Nu este aici, în partea cealaltă. Uitați unde e orgia, dar nu-l vedeți, nu vedeți baptisteriul din cauza orgii. S-a redus la minimum, dar înainte era și se mai păstrează astăzi, care a fost în Italia, la Roma, baptisterii, clădiri, impunătoare chiar. În locul fântânii de care aminteam, unde erau botezați creștinii la începuturile creștinismului. Și apoi a fost înlocuită această fântână purificatoare de aghiazmatarele noastre. Uite, care e rostul aghiazmatarelor? Numai că acum iarăși mereu trebuie să fac referință la pandemia asta. Că nu mai putem folosi. Am văzut undeva reclamă și spuneam părintului Paruc să aibă grijă, poate introduce și aici, pentru ca să fie igienic, sunt de acestea cu automat, pui mâna de desubt și curge câteva picături, ca să păstrăm igiena și totuși să nu scoatem apa sfințită de la intrarea în biserică pentru a face semnul crucii, în semn de purificare. Vedeți? Cu apa sfințită se stropesc credincioșii, se stropesc icoanele, se stropesc diferite obiecte, se stropesc mașini, de câte ori am sfințit, spunem noi, am sfințit, am binecuvântat o mașină nouă. Țin mulți credincioși că atunci când își cumpără o mașină, ca să fie feriți de accidente, să vină cu ea la biserică și să-i ceară preotului să o binecuvânteze. Și la binecuvântare preotul folosește aghiazma, apa sfințită, și stropește, și unii spun, ridică și capota, și în spate, în portbagaj, și pe dedesubt, peste tot, să dea părintele cu apă sfințită. Acum Dumnezeu ajută pe fiecare, nu trebuie să râdem, după credința Lui. Deci este important, folosind apa sfințită, depinde cum o folosim. Că mulți folosesc, își spun în glumă că asta e ca apa sfințită. Nici n-ajută, așa spun mulți și este interesant lucrul acesta, depinde de credința omului. Nu-ți face nici bine, nici rău. Ba da, face bine și încă mult bine pentru cel care folosește apa sfințită cu credință în suflet. Este un sacramental acesta, nu un sacrament. Sacramentele sunt cele 7 privilegiate, momente privilegiate ale Harului lui Dumnezeu. Sacramentaliile sunt lucruri binecuvântate de biserică, în cazul de față, apa binecuvântată. Și dacă o folosim cu credință, ne este realmente de folos. Știți că noi, catolicii, nu avem distinție între apa, cum se spune, aghiazma mare, cum folosesc frații noștri orientali, și care este sfințită apa aceasta, numită aghiazma mare, la bobotează, singură dată pe an. Noi sfințim și la bobotează, și la duminică, oricând putem sfinți în ritul nostru latin. Și nu facem distinție între aghiazmă mare sau aghiazmă mică și așa mai departe. Orice apă sfințită este un sacramental, și suntem îndemnați să-l folosim cu pietate, cu credință, ca să tragem și foloasele necesare pentru sufletele noastre. Vedeți apa. Mai luăm, că mai este timp. Unt de lemnul, un alt simbol liturgic. Din cele mai vechi timpuri, unt de lemnul a fost folosit pentru calitățile sale curative, vindecarea de răni, în special de arsuri. Să ne amintim în Evanghelie de Samaritanul milostiv. Spune Iisus în parabolă că s-a oprit lângă omul acela plin de răni și l-a uns cu unt de lemn și cu vin. Vedeți? Vindecare de răni, de arsuri. Este folosit unt de lemnul pentru relaxare, pentru stimularea circulației sângelui, pentru protejare de razele soarelui și așa mai departe. În diferite culturi antice se considera că unt de lemnul are o forță deosebită, spirituală sau chiar divină.
Să vedem cum folosește biserica unt de lemnul cu simbolul său. Biserica folosește unt de lemnul ca semn al alegerii cuiva pentru o misiune specială, deosebită, ca semn al consacrării acelei persoane, ca semn de binecuvântare, de întărire sufletească împotriva duhului rău, de investire într-o slujire în biserică, de vindecare trupească și sufletească și așa mai departe. De aceea, în Joia Mare, anul acesta n-am putut face, astăzi la București au făcut Joia Mare, adică liturgia Crismei. Probabil o vom face și noi într-o zi, pentru că se poate face și în altă zi decât în Joia Sfântă sau Mare. În Joia Mare este liturgia Crismei, în cadrul căreia episcopul, înconjurat de tot clerul diecezei sale, binecuvântează uleiurile. Și sunt trei uleiuri. Uleiul catehumenilor, uleiul ungerii bolnavilor și uleiul numit Sfânta Crismă, care este un ulei parfumat. Înainte de a-l binecuvânta, dacă ați urmărit astăzi la București în transmisie și pe TV Maria, ați văzut cum la un moment dat în al preasfințitul Aurel a pus în uleiul Crismă un balzam și apoi amestecat, ceea ce dumneavoastră ieșenii, sigur, care participați în Joia Sfântă la liturghia Crismei, observați în fiecare an. Repet, mai puțin anul acesta. A fost cu ghinion pentru mine la început de slujire episcopală, ca și pentru preasfințitul de la București, pentru toți episcopii nou consacrați. Dar vreau să spun că numai episcopul face această liturghie a Crismei și sfințește aceste trei uleiuri, apoi distribuite în toată dieceza și folosite de preoți în administrarea sacramentelor. Unt de lemnul sfințit. Preotul știe unde folosește un unt de lemn sau altul din cele trei. Unt de lemnul sfințit se folosește la botez, se folosește la mir, la ungerea bolnavilor, la sfințirile de preoți, la sfințire de episcop, ați văzut la un moment dat, diacon, la fel. Candidatul întinde mâinile și episcopul consacrator unge mâinile amândouă, semn de investire într-o slujire nouă în Biserica lui Hristos. În Cartea Psalmilor, unt de lemnul este semnul binecuvântării și al fertilității. Cu unt de lemn erau consacrate lucrurile destinate cultului, cum avem și astăzi consacrarea unui altar, o face episcopul. În cadrul unei ceremonii frumoase, impresionante, este unsă toată fața de altar cu unt de lemnul, acela parfumat din Joia Mare numit Sfânta Crismă, și îl întinde pe tot altarul în cadrul unei celebrări. Și din acel moment altarul devine cu atât mai mult sacru, locul sau masă de jertfă, acolo unde Iisus își actualizează jertfa de pe calvar și apoi ne invită la masă să mâncăm trupul său și să bem sângele său. Vedeți? Cu unt de lemn erau consacrate lucrurile destinate cultului. Spuneam cum e consacrarea altarului la sfințirea unei biserici și catedrală, când a fost sfințită odată cu consacrarea altarului, în diferite puncte, nu știu dacă mai sunt aici, erau niște cruciulițe ca să semnifice, să ajute pe episcopii care îl ajutau pe episcopul principal să ungă pereții bisericii cu unt de lemn. Vedeți? Cu unt de lemn sunt unse persoanele, cum avem la frații orientali, deseori folosit așa numită mirungere,
merg credincioși în rând și cu un de lemn sfințit este uns credinciosul pe frunte. Putem folosi și noi, ca sacramental, acest unt de lemn sfințit. Iar creștinul care îl primește cu credință în suflet, primește și ajutor de la Dumnezeu pe măsura credinței din sufletul său. De aceea să nu râdem niciodată de aceste ceremonii, poate pentru unii prea simpliste, dar au rolul lor, importanța lor. Și atunci când le folosim, să le folosim în spirit de credință, cu pietate, și Dumnezeu ne va răsplăti după măsura credinței noastre. Vă amintiți cum râdeau mulți de la televizor și tare urât când la frații ortodoxi în ceremoniile de sfințire a unei biserici foloseau bățul acela lung și spuneau că ung pereții cu trafaletele și o mulțime de glume pe seama aceasta. Nu se fac glume de genul acesta. Indiferent, chiar să fi fost trafalete, nu contează cu ce ungem, contează importanța acelui gest liturgic, pentru ce se unge. Hai să mergem mai departe. Un alt simbol folosit de Sfânta Biserică în celebrările ei, simbol liturgic, focul. Focul are multiple semnificații. Focul este expresia bucuriei, de exemplu, focurile de artificii la marile sărbători, la pomul de Crăciun, pe coline, în noaptea sărbătorii nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, la Cuș, bine, sărbătoarea viitoare. Sunt obiceiuri în unele locuri ca în noaptea aceea, din ajunul sărbătorii nașterii Sfântului Ioan, creștinii să se adune pe coline, pe dealuri, și să aprindă focuri imense, impresionante, simbol de mare sărbătoare, de bucurie. Este simbolul apoi al puterii, al dinamismului, chiar al forței divine, focul. Să ne amintim în mitul lui Prometeu, focul este cucerit de om de la divinitate, dar asta la păgân. Noi ne referim la religia noastră creștină cu folosirea focului în cadrul celebrărilor. Focul indică prezența lui Dumnezeu. În Vechiul Testament avem mai multe așa numite teofanii, arătări ale lui Dumnezeu în foc. Moise, de exemplu, păștea turmele socrului său Ietru și a înaintat cu turmele și la un moment dat vede la distanță un tufiș care ardea, dar nu se consuma. Era o imagine sub care i-a apărut Dumnezeu și i-a vorbit. El apropiindu-se îi spune, nu te apropia, locul pe care calci este sfânt, scoate-ți sandalele din picioare. Vedeți? Teofania în foc. De asemenea, să ne amintim de coloana de foc care i-a însoțit un pic de apă, care i-a însoțit pe iudei când au ieșit din țara Egiptului, timp de 40 de ani până au ajuns în țara făgăduită, mereu au avut o coloană care noaptea lumina și era și ca lumină, avem noi lumina electrică acum, era de foarte mare folos pentru poporul ales în călătoria sa spre țara făgăduită. Dar vedeți coloana aceasta de foc, Dumnezeu care vorbea poporului, care își făcea simțită prezența între oameni prin foc, prin această coloană. Nu mai spun atunci când, ajungând poporul la peninsula Sinai, la poalele muntelui cu același nume, și a primit de la Dumnezeu cele 10 porunci. Dacă citiți în Biblie, vedeți în ce împrejurare au primit evreii, sau dacă vezi, noi, oamenii, omenirea, cele 10 porunci de Decalogul. Muntele tot era plin de flăcări, de fum și de foc.
ca să arate Dumnezeu manifestându-se în acest fel, că este ceva foarte important și omul nu trebuie să bagatelizeze voința lui Dumnezeu sau să nu țină cont de ea. De aceea poporul a spus, toate le facem care le-am auzit. Deci teofanii, manifestări ale lui Dumnezeu. Focul este și simbolul purificării. Știți că ferul se purifică, se curăță de rugină în foc. De aceea biserica îl folosește și ca simbol de purificare interioară. Putem merge și aici, în Biblie. În cartea Genezei, când Adam și Eva, după ce au făcut pozna cea mare și au călcat legea lui Dumnezeu, au păcătuit, atunci spune textul sacru că o sabie de foc a fost pusă la intrare, alungându-i pe Adam și Eva din paradis, din paradisul pământesc. Biserica noastră catolică vorbește și de focul purgatoriului. Se vorbește mai puțin acum, dar dacă explicăm bine, vor înțelege toți frații noștri ortodoxi de ce folosim noi termenul, că nu-i o dogmă nouă. Este o învățătură pe care o au și ei, numai că nu spun purgator. La starea aceea de purificare a sufletului, înainte de a intra în împărăția lui Dumnezeu, dacă cineva moare cu credință în suflet, dar nu purificat, pregătit de plin să poată intra în paradisul ceresc, ci urmează o perioadă de purificare, care noi spunem catolicii purgator, de la purgare, a curăța. Și folosim și cuvântul focul purgatorului, tocmai pentru a arăta această purificare, simbolismul focului. Deși în purgator, ca și în iad, v-am explicat în altă împrejurare, nu-i vorba de focul de pe pământ, de aici, ci vorba de o suferință îngrozitoare, comparată într-un fel cu focul nostru de pe pământ, material. Dar focul purgatorului și focul iadului sunt mult mai periculoase, mult mai provoacă mult mai multă suferință decât focul de pe pământ. Dar Iisus a folosit imaginea și o folosim și noi ca biserică. Este și semnul acțiunii Duhului Sfânt focul. Să ne gândim în ziua de Rusalii, după învierea Domnului, apostolii cu Fecioara Maria, Iisus a înălțat la cerul și au fost îndemnați de Iisus să aștepte coborârea Duhului Sfânt. Și cum coboară Duhul Sfânt în ziua de Rusalii? Sub formă de limbi de foc. Uitați aici, icoana coborârii Duhului Sfânt, flăcările acelea, sub formă de limbi de foc. Vedeți simbolismul focului. Pentru că focul arde, focul luminează, focul încălzește. Și tocmai prin acest simbol, biserica vrea să arate care e rolul Duhului Sfânt în viața noastră, să ne lumineze viața, să ardă răul din noi, să încălzească cu iubire sufletele noastre. Vedeți simbolismul focului. În liturgie, focul este folosit mai ales în noaptea de Paște, în ritul nostru latin, pentru că așa începe cea mai mare sărbătoare a religiei noastre creștine, Paștele, cu ceremonia focului. Și asta are loc în afara bisericii, acolo unde este pregătit dinainte și lumea se adună, are un farmec deosebit, dar și un conținut religios extraordinar. Lumea, copii, mi-aduc aminte și noi toți când eram copii, cum ne adunam în noapte de Paște, să vedem focul, cum mișcă acolo feciorul de biserică, pregătește focul. Și de acolo începe liturgia, celebrarea sau vigilia pascală de afară, de la focul pe care îl binecuvântează preotul și de la care aprinde lumânarea pascală. Focul folosit de asemenea atunci când se arde tămâie. Vă aminteam de sfințirea unei biserici și consacrarea altarului. La un moment dat pe altar este pusă
pus un vas mai mare cu jar încins și atunci episcopul pune mai multă tămâie, așa încât ia foc tămâia aceea și răspândește și fumul de tămâie despre care am vorbit ieri, alaltăieri, și cu mireasma aceea este umplută toată casa lui Dumnezeu. E simbolism, focul. Mai folosește biserica, asta spun mai scurt, cenușa. Cenușa este folosită în liturgie ca semn de convertire, ca semn de pocăință, ca semn de dorință de purificare. Și avem în Biblie exemplul locuitorilor din Ninive, marele oraș, în care a fost trimis Iona ca să predice. Du-te și predică acolo, că s-a stricat lumea. S-a dus Iona, dar el spunea și tot el auzea, până când și-a dat seama ninivitenii, stai ăla, că nu-i de glumit. Și atunci au luat în serios predica lui Iona și s-au îmbrăcat toți în sac, în semn de pocăință, și spune Biblia, au pus cenușă pe cap, în semn de convertire, de pocăință, de dorință, de purificare, de îndreptare a vieții. Același lucru l-amintește Iisus, de exemplu, în Evanghelie, când vorbește despre localitățile Corozaim și Betsaida, Matei 11:21 și Luca 10:13. Cenușa este și semn de doliu. La indieni este semnul renunțării la lume. Biserica noastră folosește cenușa o singură dată pe an. Și știți, la începutul postului mare. La noi, la latini, postul mare începe totdeauna miercurea. Și pentru că în acea primă zi a postului se pune cenușă pe capetele noastre, de aceea numim miercurea cenușii. Atenție, nu cenușie. Miercurea cenușii. De la cenușa pe care de bunăvoie venim și o primim ca semn de pocăință, că vrem să trăim în pocăință timpul sfânt al postului mare de purificare interioară, ca apoi să sărbătorim în bucurie marea sărbătoare a învierii Domnului. Și când preotul pune cenușă pe capetele noastre, spune una din formule: adu-ți aminte, omule, că pământ ești și că în pământ te vei întoarce. Este bine să amintesc aici obiceiul din antichitate, ca după mormântarea cuiva, lumea să ia acasă puțină țărână de pe mormânt ca semn al comuniunii cu cel care a fost îngropat. Vedeți, și astăzi, dacă ați observat, se păstrează obiceiul, după punerea mortului în groapă și încheierea celebrării, preotul și apoi după el și credincioșii iau puțin pământ de acolo și aruncă în groapă. Sau preotul ia cu o lopată sau cu un hârleț și aruncă peste sicriu, spunând aceste cuvinte: adu-ți aminte, omule, că în pământ ești și că în pământ te vei întoarce. Sau putem auzi mai așa în minte glasul mortului care este acoperit de pământ: acum eu, mâine-ți vine rândul și ție. Pregătește-te, omule. Că, într-adevăr, n-avem cu ce să ne lăudăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că El singur este mare și sfânt, noi suntem mici. Și dacă suntem mari cu ceva, suntem numai datorită harului Său, cum spune Sfântul Paul. Cealaltă formulă este: convertiți-vă și credeți în Evanghelie. Este chemare de care aminteam, să facem pocăință în timpul postului mare pentru a ne pregăti, purificându-ne sufletul, să celebrăm în bucurie sărbătoarea învierii Domnului. Mă opresc aici, mulțumindu-vă pentru atenția cu care ați urmărit și această cateheză, vă împart acum binecuvântarea arhierească și rog pe Dumnezeu să ne ajute pe toți să punem în practică ceea ce auzim la toate aceste cateheze, ca să trăim mai intens credința noastră creștină
Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în viac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a încheiat. Mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Către inima cea sfântă a prea bunului Iisus să se îndrepte omenirea încercată în chip nespus. O, Iisuse, Tu ești viața pentru cei ce te iubesc. Ești cerească mângâiere celor care îți slujesc. Sfinte inimi să se roage cei ce suferă din greu, ca să aibă lupta vieții pururea ajutorul tău. O, Iisuse, Tu ești viața pentru cei ce te iubesc. Ești cerească mângâiere celor care